Bună ziua și bine v-am regăsit! Ne aflăm astăzi în Centrul Cultural Nică Petre, în Brăila, unde o avem alături de noi pe doamna Alina Mircea, cu care vom face turul nostru de astăzi. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit! Mulțumim că ne-ați primit! Cu drag! Să vă introduc în atmosfera și poveștile Centrului Cultural Nică Petre. Întâi trebuie să știți că această clădire, acest loc, are o dublă identitate. În ce sens? Casa e monument istoric și se numește Casa Embiricos. Instituția se numește Centrul Cultural Nică Petre și este parte a secției artă a Muzeului Brăilei Carol I. Explic imediat și pe una și pe cealaltă. Se numește Casa Embiricos după numele primului proprietar, armatorul grec Mihail Embiricos, un mare potentat al vremii, un om, un negustor, armator, foarte bogat, foarte avut, cu afaceri foarte dezvoltate. Ca să vă dați seama cât de dezvoltate, imaginați-vă că aceasta n-a fost casa lui proprie, n-a fost casa lui de locuit. A fost un sediu de firmă, una dintre reprezentanțele firmei Embiricos. Mai este una construită cam în aceeași perioadă la Constanța, încă în picioare. Avea un sediu de firmă la Paris, avea un sediu de firmă la Londra și avea un sediu de firmă la New York. Embiricos exporta cereale, comerțul cu cereale, exportul de cereale era principala sursă de venit și de prosperitate pentru orașul Brăila atunci și importa cărbune. Pe lângă aceasta avea, încă o dată, ca să vă dați seama de amploarea afacerilor lui, avea o linie de pasageri transatlantică între Londra și New York. Deci vorbim de de o afacere foarte dezvoltată și de resurse materiale, asta este important, de resurse materiale abundente, cel puțin pentru perioada de care vorbim, sfârșitul secolului al XIX-lea și mijlocul anilor 20. Casa aceasta este construită în 1912 după planurile arhitectului Iancu Predinger, care era pe atunci arhitectul șef al orașului. A folosit cei mai buni oameni, cele mai bune resurse, cele mai bune materiale pentru a construi această casă. Dovada este ceea ce vedem și care păstrează foarte mult din materialele, forma originară. Foarte puține elemente s-au deteriorat sau au trebuit să fie înlocuite de-a lungul anilor. Afacerile lui Embiricos au intrat pe un făgaș descendent. Apoi, familia Embiricos decide la un moment dat să se repatrieze și vinde casa statului român. Deci ea nu a fost niciodată în situația de a fi naționalizată în 1947. Ea a fost încă din preajma lui 1940 în proprietatea statului român. Războiul a fost motivul declinului? Nu războiul. Nu direct. Brăila și-a trăit apogeul în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. De ce? Pentru că avea un avantaj asupra celorlalte porturi. Odată cu aducerea Dobrogei la patria mamă după războiul de independență, odată cu construirea liniilor de cale ferată către portul Constanța, odată cu aducerea și dotarea cu elevatoare a portului Sulina, alte porturi, tot românești, dar concurente, au căpătat, cum să spun, au căpătat avantaje competitive. Asta s-a văzut și portul Brăila a adus-o foarte bine până către 1915. Asta este, apropo, este relevant în legătură cu discuția despre această casă. 1911 este anul care înregistrează cele mai mari cifre de export, comerț în Brăila. După 1911, răsar în țesutul urban al Brăilei cele mai frumoase, cele mai impunătoare, cele mai fastoase case. Sunt casele de negustor, între care aceasta care e construită, cum spuneam, în 1912.
După încheierea Primului Război Mondial, lucrurile își urmează cumva cursul firesc. Constanța crește foarte mult, Brăila trebuie să scadă. Și această scădere, această diminuare a afacerilor, această diminuare a profiturilor, emigrația din oraș, n-avea cum să nu se vadă. N-avea cum să nu se vadă în ceea ce însemna viața economică a Brăilei. De aceea, 1912 e un an de cumpănă și e foarte important și interesant că avem această clădire care e o bijuterie arhitecturală ca mărturie și în acest, da, și în acest fel a punctului acesta de cotitură în viața economică și socială a Brăilei. Că ea este o reprezentanță comercială, înainte de a fi o casă de locuit, e posibil să fie avut un loc pentru servirea mesei, bineînțeles, un loc pentru dormit, dar ea a fost întâi de toate o clădire de birouri. Așa arăta o clădire de birouri la 1912. Că destinația ei era una retorică, de reprezentare, da? Ea trebuia să arate, trebuia să reflecte puterea, seriozitatea, pertinența proprietarului. Se vede și în elemente de decorație interioară. De exemplu, acea foarte frumoasă fereastră decorativă pe care o vedem acolo reprezintă nu întâmplător pe zeul grec, cum grec era proprietarul, Hermes al comerțului. Cum comerțul era principalul obiect de activitate al proprietarului. Vedeți că această scară coboară cu linii foarte unduioase, de parcă te întâmpină, de parcă ar vrea să te ia în brațe. Curbura pereților, la fel, contribuie la această impresie de primitor, de luminos, de siguranță, de încredere, de ospitalitate. Crucea din luminator pe care o vedem deasupra noastră este încă un simbol foarte important al casei și ea are la fel, sigur, prezența ei acolo nu este întâmplătoare, este o referire la credința proprietarului și este încă un simbol protector de natură să asigure pe cel care intră că este într-un loc bun, într-un loc primitor, un loc în care poate să aibă încredere. Cam atât, în linii foarte mari, despre casă. Aș mai adăuga atât că Brăila are foarte multe case frumoase. Foarte multe case frumoase. E unul dintre puținele orașe românești care își păstrează încă țesutul urban vechi, așa cum a fost el constituit în secolul al XIX-lea. Din păcate, foarte puține dintre aceste case sunt vizitabile. Noi nu putem decât, într-o măsură mică, privindu-le din afară, să ne dăm seama ce însemna nivelul de civilizație de atunci, ce însemna atenția pe care proprietarii o acordau interiorului, ce însemna atenția acordată relațiilor sociale, felului în care te prezentai, ținutei, distincției pe care voiai să o afișezi. Casa Imbiricos, Centrul Cultural Nică Petre, în formula în care ea poate fi vizitată acum, este alături de, eu știu, clădirea veche a Bibliotecii Județene și poate alte două câteva, printre foarte, foarte puținele case care mai pot da o idee, un eșantion despre ceea ce însemna viața în Brăila la începutul secolului al XX-lea. Acum despre Nică Petre. Multă lume mă întreabă, intrând aici, dacă aceasta este o casă memorială. Nu e o casă memorială. Nică Petre nu s-a născut aici, nu a crescut aici, nu a fost niciodată casa lui sau a familiei lui. A fost dedicată această clădire colecției lui Nică Petre în anul 2001. A fost un gest simbolic, anul 2001 a fost anul Brâncuș în România și deja la momentul acela lucrurile căpătaseră o consistență,
o greutate, astfel încât a fost posibil ca aici să se amenajeze, sperăm, pentru foarte mult timp de acum încolo, poate pentru totdeauna, Centrul Cultural Nică Petre, locul care să adăpostească colecția donată de sculptor Muzeului Brăilei. Casa, nu acesta a fost debutul de muzeu al casei. Ea a fost, vă spuneam, a fost după 1940 în continuu în proprietatea statului român, a fost policlinică până către 1986-1987, apoi s-a numit cu un nume foarte frumos Casa Colecțiilor de Artă. După venirea lui Nică Petre în România, după 1990, după Revoluție, o să ajungem imediat la povestea lui de viață, dar vreau să închei cu povestea constituirii Centrului Cultural Nică Petre. Sigur, el a revenit în orașul natal, a făcut eforturi să își strângă aici sculpturile risipite după 1980, când el a plecat din țară, și a avut plăcerea să-și petreacă aici verile și să sculpteze, pentru că nu putea să nu sculpteze. Asta era viața lui, era destinul lui. Nimic nu l-a interesat mai mult decât asta. Și în răstimpurile destul de lungi, mai ales verile, în care el sculpta și desena la Brăila, aducând în același timp sculpturile pe care le lăsase prin București și prin alte părți, s-a constituit la un moment dat o colecție destul de amplă, destul de serioasă, care să pună problema înființării unui astfel de centru. Ceea ce s-a și materializat, cum vă spuneam, în anul 2001. Dar alegerea acestei locații a fost pur întâmplătoare la alegere sau are vreo legătură cu Nică Petre, această casă? Are o legătură în sensul în care era unul dintre locurile lui preferate din Brăila. Nici nu avea cum să fie... A și sculptat fizic aici? Da, în da, în curte, da. A sculptat în curte. Îi plăcea foarte mult să stea într-una din camerele de la etaj, care este și acum, îi spunem noi, sala memorială Nică Petre. Acolo păstrăm fotografiile lui. E o sală mică, circulară, foarte, foarte intimă, foarte frumoasă, seamănă așa un pic cu... nu știu, cu un templon, cum să vă spun, în care îi plăcea foarte mult să-și petreacă timpul. Și sigur că s-a creat o legătură și un atașament față de acest loc. Deci nu poate trimite cu gândul și la o casă memorială. Sunt elemente care pot defini asta. Da, în sensul acesta indirect, da, da. Nică Petre s-a născut... departe de centrul Brăilei. S-a născut în 1936 în Brăilița, care acum este celebra, infama Brăiliță, pe care o știm din cântecele populare, și care pe atunci era o mahala de o reputație îndoielnică a Brăilei, nu era nici măcar, astăzi este cartier. Pe atunci era o mahala, a avut statut de comună la un moment dat. Acolo s-a născut Nică Petre. Într-o mahala, da, într-o zonă suburbană, într-o gospodărie cu casă de pământ. Asta e important pentru ce o să spun mai departe despre Nică Petre. Într-un context la marginea manifestărilor culturii înalte, da? Într-o zonă neatinsă de aripa culturii înalte. Asta este important. De ce? Pentru că Nică Petre a fost, din tinerețea lui, de când a deschis ochii, de când a devenit conștient de propriul talent, de propriul har, de propriul destin și a deschis ochii asupra artei, a devenit un crez, un cult, cultul pentru artă și pentru cultura înaltă, pentru arta cu a mare, care l-a motivat
și care l-a menținut i-a menținut un soi de îndârjire în fața tuturor obstacolelor care nu au fost nici puține și nu au fost nici ușoare din calea aceasta a devenirii lui ca artist. A fost descoperit și încurajat să meargă pe drumul artei de Mihail Gavrilov, pictor de lumină medie, dar care era pe vremea aceea angajat al Teatrului de Păpuși din Brăila. Nică Petre a ajuns într-un concurs de împrejurări acolo și a început să modeleze, da, figuri puși să poată fi apoi îmbrăcate și cu care se poată ține spectacolele artistice. Ei, Mihail Gavrilov, dea Mișa, cum spunea Nică Petre, cu multă afecțiune, i-a descoperit talentul ăsta, o manualitate și un talent pentru volum, pentru modelaj. Și l-a încurajat să se facă sculptor, mai degrabă decât pictor sau grafician. Nică Petre l-a ascultat și a intrat în 1958 la institutul, se numea pe atunci Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, fosta Academie de Artă București, redenumită institut după modelul sovietic, astăzi Universitatea Națională de Arte București. Acolo, asta se întâmpla în 1958, vă dați seama, era încă, învățământul artistic românesc era încă sub auspiciile realismului socialist. Și așa a început antrenamentul lui Nică Petre, așa a început ucenicia lui. Dar, în același timp, perioada aceasta a studiilor lui, 1958-1964, este și perioada care vede debuturile acelei mici liberalizări, care avea să se împământenească după 1964, mai ales. Deja de pe la mijlocul studenției lui apar în revista Arta articole despre Brâncuș, care era ignorat în cel mai bun caz. Fusese ignorat până în momentul acela. Încep să piața albumelor de artă începe să se diversifice, sunt prezentați mai mulți sculptori din vest, mai mulți sculptori veniți din școala franceză. Îi se dedică lui Brâncuș câteva evenimente, între care un simpozion internațional foarte important în 1967. Nică Petre deschide, e în perioada aceasta formatoare în care are ocazia să deschidă ochii asupra a unui univers estetic, unei concepții estetice complet diferită de cea a realismului socialist. Și asta a însemnat extrem de mult pentru el. Se îndrăgostește subit și cu toată inima de arta lui Brâncuș, caută să-l înțeleagă, caută să și-l aprieze. Merită amintit așa ca pe o anecdotă amuzantă că semăna fizic cu Brâncuș. Da. Lucru de care era conștient și de care se și mândrea așa cu un pic îl măgulea ideea că seamănă cu Brâncuș. Deci a fost o competiție, practic, între ei. Nici n-avea cum să fie. Adică e o diferență între ei de 60 de ani. În 1936, când se naște Nică Petre, Brâncuș era un artist în vârstă, un artist consacrat. Nici n-avea cum. Dar era foarte proaspăt în 1963-64, când Nică Petre se pregătește să absolve și să intre în cariera de artist profesionist. Brâncuș era ceva foarte proaspăt și foarte inedit. Modelul lui, inspirația pe care el o putea emana, emulația pe care el o putea crea, nu se învechiseră. Erau încă, doar încă foarte proaspete, dar erau și într-un contrast evident cu ideologia, retorica, tematica realismului socialist. El a fost nemulțumit de școala pe care a făcut-o.
Nu pentru că ar fi fost o școală, școala românească de artă nu este o școală proastă, e o școală foarte solidă, dar a simțit că ea ar fi putut să-i ofere mult mai mult. Și ceea ce nu i-a oferit prin profesorii lui Boris Caragea, Constantin Baraschi, sculptori buni și solizi și cu cariere foarte consistente, ce nu i-a oferit școala, el a găsit în modelul lui Brâncuș. O mai mare libertate în abordarea formei. Interesul pentru abstractizare, asta era o crimă aproape pentru realismul socialist. Dacă făceai pictură abstractă sau sculptură abstractă sau artă abstractă, erai repede catalogat drept formalist, drept unul care pune mai mult accent pe investigația, să zicem, asupra formei și asupra esteticului decât asupra conținutului. O realismul socialist și socialismul era numai despre conținut. Arta trebuia să exprime și nu să exprime oricum, ci într-un fel militant, lupta, da, lupta de clasă, contradicțiile din societate și, bineînțeles, soluția biruitoare a socialismului, a societății comuniste. Nică Petre s-a depărtat foarte, foarte repede și foarte radical de modelul acesta, imediat după ce el a absolvit. Și nu numai el. Povestea asta a întâlnirii cu modelul Brâncuș a schimbat destinele unei întregi generații, de la George Apostu, la Nică Petre, la Călinescu Arghira, la Deac Bistrița, la foarte, foarte mulți sculptori, Constantin Popovici, la foarte mulți sculptori, nume mari ale anilor 60, 70 și 80 în sculptura românească, da, care au lăsat practic toată educația lor în spate pentru a face altceva mai liber, mai desprins de chingile ideologiei. Nică Petre s-a bucurat de succes în România, s-a bucurat de recunoaștere. Poate că el, și dacă o să citiți memoriile, o să aveți impresia că n-a fost așa, dar poate că el, lui s-a părut mereu că ar fi putut să fie mai bine văzut, mai bine poziționat, că ar fi putut să aibă mai multe oportunități, mai multă recunoaștere, că condițiile ar fi putut să fie mai puțin vitrege decât au fost. Dar a avut parte de recunoaștere, a avut expoziții importante, a avut comenzi, a participat la acele tabere minunate de sculptură care ne-au lăsat un patrimoniu foarte bun, foarte interesant, prin Munții Buzăului și prin alte locuri în țară. Numai că dorința asta de mai mult, poate și modelul lui Brâncuș, care a plecat din România ca să-și împlinească destinul de artist, poate și asta, l-au determinat să-și ia lumea în cap la un moment dat. Și în 1980, după ce își făcuse un nume destul de serios și de respectat pe scena artistică românească, urmând unei invitații de a participa la un simpozion internațional în Grecia, la Schironio, defectează, cum îi plăcea să spună, folosind cuvântul, un barbarism după cuvântul englezesc to defect, a fugi din țară sau a fugi dintr-un anumit context. Defectează, emigrează clandestin, întâi în Grecia, unde era invitat, apoi din Grecia, nu se mai întoarce la București, fuge în Italia. Acolo stă între 1980 și 1981, aproape un an de zile, în lagărul de refugiați de la Latina, lângă Roma, Campo dei Profugi, unde leagă câteva prietenii foarte simpatice și care au durat o viață. Și chiar acum câțiva ani, cineva, un gardian de la lagărul de refugiați de la Latina, a venit în Brăila ca să vadă acest muzeu. Acel gardian l-a cunoscut acolo? Da, l-a cunoscut. Lagăr, sigur, noi când spunem lagăr, ne gândim la ceva cumplit. Era un centru de primire, hai să spunem așa. Un centru de primire pentru mai mult decât emigranți, pentru refugiați. El a cerut azil politic. Nu i s-a acordat azil politic. N-avea, cum să spun, un palmares de emigrant politic. Dar a fost înțeles, a fost primit și de acolo i s-a oferit posibilitatea să aplice pentru viză mai departe peste ocean.
Prima lui opțiune a fost America. Se pare, din propriile mărturii, că această cale ar fi făcut mai dificilă reîntregirea familiei. Era căsătorit și cu copii în momentul acela, avea doi băieți. Familie care a rămas în România. Canada se pare că avea, cel puțin la vremea aceea, condițiile păreau mai lesnicioase în sensul acesta și de aceea a optat pentru Canada. Nu și-a întregit niciodată familia, au fost probleme firești de comunicare după aceea. Asta este o altă discuție, nu s-au văzut decât după 1990, după Revoluție. Dar asta este povestea ajungerii lui Nică Petre în Canada, unde nu i-a fost ușor. Unde nu i-a fost mai ușor decât i-a fost aici. Din potrivă, asta a fost o mare surpriză pentru el. În Canada, ca să trăiască, să supraviețuiască, nu era suficient. În România, mai ales în perioada comunistă, puteai să ai un trai ca artist. Sigur, trebuia să fii, să predai pe la școală, să fii profesor de desen, cum a și fost profesor de desen și de istorie arte, la un moment dat, într-o școală din Crângaș. Puteai să ai alte, eu știu, puteai să fii muzeograf, erai înscris cumva în câmpul muncii, dar puteai să trăiești din, sau cel puțin să-ți asiguri niște venituri din comenzi sociale, din statul achizițional lucrări. Era mai facil aici. Da, era mai facil. Era mai facil. Și nu vreau cu niciun chip să idealizez sau să arăt într-o lumină mai trandafirie decât este cazul, sistemul de atunci. Dar el era, sigur, era vorba și de o anumită tranzacție, da. Era mult mai ușor pentru un artist să se încadreze în societate ca artist, să fie respectat ca artist și să și câștige bani ca artist din munca lui de artist în perioada socialistă decât a fost după aceea. Asta este un adevăr. Asta este un adevăr. În Canada, nimic din tot ce însemna plasa aia de siguranță instituțională pe care apartenența la Uniunea Artiștilor Plastici, de exemplu, o constituia în România. În Canada nu mai putea fi vorba de așa ceva. Așa că a luat-o de la zero. A fost vopsitor, a fost dulgher, a fost tâmplar, a pus parchet, ani de zile ca să se poată întreține. În același timp a lucrat cu îndârjire, cu o credință nu doar neclintită, dar întărită, înverșunată, înrăită de condițiile pe care le trăia și le vedea în jurul lui, în artă și în destinul lui de artist și în ceea ce are el de spus ca artist și de aceea ce înseamnă arta cu A mare. Asta a fost crezul, misiunea, obsesia, dragostea primă și dragostea ultimă a vieții lui Nică Petre. Și odată ce ai înțeles asta, multe aspecte din biografia lui, egoismul lui, narcisismul lui, felul ăsta în care a fost foarte absorbit de eul lui creator, devin mai ușor de înțeles. Faptul că n-a fost nimic mai important decât să-și realizeze acest destin de artist. Spuneam, făcând aceste munci, a continuat să sculpteze, să deseneze mult. A continuat să expună cu greutăți la început, apoi făcându-și ușor un nume, căpătând oarecare recunoaștere, a avut chiar acces la galerii de o anumită statură în Toronto, a participat la simpozioane internaționale de sculptură, a fost recunoscut. Nu la, să fim foarte sinceri și să fim foarte, foarte onești. Nu la nivelul pe care el îl aștepta și pe care credea că îl merită. Nu la nivelul acela. Și asta este, nu o spun eu, o spune el în repetate rânduri, cu durere și cu frustrare în memoriile pe care el însuși le-a așternut pe hârtie și a avut grijă să fie tipărite și publicate. Recunoașterea a venit târziu,
Și a venit sub forma unui succes foarte mare, dar ceea ce se cheamă succes de palmares, adică un mare premiu, un mare moment de glorie, dar care nu are mari consecințe dincolo de frumusețea lui punctuală. Și mă refer la un premiu foarte important pe care l-a obținut la Hakone în Japonia în 1992, cu o variantă monumentală în marmură a uneia dintre temele lui preferate, mă refer la tema Adam și Eva. Asta a fost un punct înalt al carierei lui, egalat sau poate depășit, în opinia mea, de constituirea în 2001 a Centrului Cultural Nică Petre la Brăila. El spunea, și cu umor, și cu autoironie, și cu un pic, și cu o notă de melancolie, că de la Brăila am plecat, la Brăila am ajuns. Adică, până la urmă, n-a vrut să fie profet în țara lui, neapărat, dar uite că a fost. Uite că a fost. Și că Centrul Cultural Nică Petre, locul acesta unde suntem acum, este, dacă vreți, sanctuarul lucrărilor lui, operei lui de o viață și locul în care personalitatea lui, așa cum a fost ea, cu toate accidentele ei, cu toate formele ei de relief, este iubită, înțeleasă și împărtășită, atât cât putem noi. Haideți să vă duc într-o cameră excepțională, pentru că celelalte sunt mai omogene, să spunem așa, da, din punctul de vedere a ceea ce veți vedea. O să intrăm într-o cameră care face un pic de notă distinctă, în sensul că aici aici puteți vedea singurele exemple de ceea ce se cheamă sculptură figurativă de la Nică Petre. Dacă el lucra în felul acesta cu o înclinație mai degrabă către abstract, deși el nu se considera un sculptor abstract, cum nici pe Brâncuș nu-l considera un sculptor abstract, asta este o temă de discuție în sine, nu înseamnă că nu știa să deseneze sau să modeleze sau să sculpteze forme inspirate de realitate. Sigur că știa și încă foarte bine. Nu poți să fii, cum spunea și Picasso, cum facem diferența între un artist abstract, între un abstracționist bun și un abstracționist slab. Picasso îl pun să deseneze o mână. Nică Petre știa foarte bine să deseneze și să sculpteze și mâini și chipuri. Ce vedeți aici și care este rostul lor sunt portrete care au și o mare încărcătură sentimentală. În primul rând este vorba de portretul lui Mihai Eminescu. Ceea ce vedeți aici este un mulaj în gips după originalul de marmură care se află în Canada, pe câmpul românesc de la Hamilton. Comunitatea română de acolo sigur că a dorit să păstreze, să întrețină o viață culturală în limba română și cu referire la valorile românești. Nică Petre a devenit repede după ce a ajuns în Canada unul dintre pilonii comunității, mai ales comunității intelectuale românești de acolo. Și în onoarea poetului național, în onoarea ceea ce înseamnă opera lui Eminescu pentru toți românii, a sculptat acest foarte, foarte frumos portret al lui Eminescu, un Apolon sculptat în marmură. El spune, Eminescul meu este Eminescul cuiva care îl iubește. Și iubește poezia. Nu este Eminescul ideologilor, nu este Eminescul propagandiștilor, nu este Eminescul profesorilor, este Eminescul meu, este un Apollo, aproape o zeitate a culturii românești pe care el o cunoștea în intimitate și pe care o cunoștea și o iubea foarte mult. Celelalte portrete pe care le vedeți sunt portretele unor
personalități culturale născute aici la Brăila, sociologul Petre Andrei, filozoful Nae Ionescu, logicianul Anton Dumitriu și filozoful și marele teoretician al pedagogiei Vasile Băncilă, prietenul lui Lucian Blaga. Ce vedeți aici sunt variantele în lemn ale portretelor, există și variante în ipsos care așteaptă la un moment dat. Nu știm când va fi asta, ne dorim, cum și Nică Petre și-a dorit foarte mult și noi îi continuăm această dorință, așteaptă să fie turnate în bronz și să împodobească piața Poligon de aici, din apropierea Centrului Cultural Nică Petre. Asta este, cum să spun, omagiul omului pentru Eminescu și pentru personalitățile culturale brăilene, cele mai importante pe care le-a dat ținutul acesta. Ce veți vedea în continuare este, la prima vedere, destul de repetitiv. Și, într-adevăr, indiferent de numele pe care îl poartă aceste serii, că se numesc altare păgâne, că se numesc invocații, că se numesc devenire, ele pleacă toate de la o aceeași, de la un același tipar, de la o aceeași formă originară. Dacă vă veți uita cu atenție, veți vedea în morfologia lor aceeași tramă. Undeva aproape de zona inferioară găsim o sferă, un ovoid, o sămânță care crapă, se desface și pare că lasă să crească din ea o structură nouă. Este o temă de meditație care l-a însoțit pe Nică Petre toată viața, aceasta a creației și creativității. Și când se referea sau se gândea la creație, se gândea și la creația artistică, la tot ce înseamnă activitate creativă a omului, felul în care se nasc ideile, de exemplu. Dar se gândea și la ceea ce înseamnă creație și generație în lumea vie. De aceea tema aceasta a sămânței, a acelui foarte concentrat moment inițial din care va să iasă o viață nouă, o formă nouă, este ubicuă la el. Și aceste, vedeți că nu, și după cum le spune și numele, ele nu sunt reprezentări, nu sunt ilustrări. Semințele lui Nică Petre nu sunt niște copii după semințele pe care, dar nu sunt păstăi, nu sunt ouă, pur și simplu. Ce reprezintă ele este un soi de formă, de tipar universal. Când te uiți la o sculptură ca devenire sau la o sculptură ca mugurele, te poți gândi și la generația în lumea vegetală, te poți gândi și la un embrion animal, te poți gândi și la pântecul unei femei, la torsul unei femei. El a găsit, prelucrând, meditând, muncind asupra unei forme, a găsit acel tipar, cum vă spuneam, care poate să exprime, da, foarte succint, foarte simplu, dar foarte bogat în sugestii, foarte bogat în semnificații și care poate să exprime fenomenul acesta, că nu este pur și simplu un obiect sau o ființă sau ceva care poate fi replicat, fenomenul acesta al creării și generării, al dezvoltării, al devenirii. Poate să fie devenirea, vă spuneam, a unui embrion sau poate să fie devenirea, creșterea unei idei, a unei teme, a unui sentiment. Asta l-a interesat foarte mult și asta încă o dată are legătură cu tema vieții lui, care a fost propriul său eu creator și propriul său destin de artist. Îi plăcea să-l citeze pe Brâncuș, dacă revenim la Brâncuș, să creezi ca un Dumnezeu, să comanzi ca un rege și să lucrezi ca un rob.
asta a fost o, cum să spun, o sentință și un moto după care Nică Petre s-a ghidat toată viața. Aceasta este una dintre cele mai importante lucrări de după 1980, parține perioadei sale canadiene. Cam tot ce vedeți aici în lemn aparține perioadei canadiene. Acolo principalul material pentru sculptură, prin forța lucrurilor, a fost lemnul, pinul în special. Sunt lucrări de dimensiuni diferite, multe dintre ele de proporții aproape monumentale, între care cea mai complexă și poate cea mai importantă este acest triptic. Este un ansamblu format din trei piese care se numește Cadențe pentru Glenn Gould. A fost sculptat în 1992 și expus atunci în onoarea comemorării a 10 ani de la moartea lui Glenn Gould. Glenn Gould, o mare personalitate a culturii canadiene, pianist, considerat până astăzi unul dintre cei mai buni, profunzi interpreți al lui Bach. Și o lucrare interesantă pentru că vedem încă o dată puterea de sugestie la care formele create, lui Nică, create de Nică Petre, puterea de sugestie la care aceste forme au ajuns. Recunoaștem cu ușurință tema sămânței și tot ceea ce vorbeam despre generare și creativitate. Recunoaștem și o oarecare temă românească în felul în care este sculptat lemnul, ceva care amintește și de coloana infinitului a lui Brâncuș, da, ritmul acesta care crește, senzația aceasta de elevație, de respirație, da, de plin și gol, inspirație, expirație. Vedem și ceva din culoarea locală canadiană. Nu este greu să găsim sau să ghicim în aceste forme o trimitere la totemurile amerindiene cu care, desigur, Nică Petre devenise foarte familiar acolo. Și e o performanță aceasta, să poți rămâne tu însuți, să poți rămâne în limitele stilului pe care l-ai creat, în limitele propriei tale viziuni estetice și să poți exprima în același timp atâtea posibile înțelesuri. Să-l poți evoca și pe Glenn Gould, să poți face o trimitere și la locul lui de baștină, la Canada, și să poți în același timp să păstrezi și o referire la propria ta identitate, atât da, identitatea românească tradițională, cât și cea care și-a găsit expresia în opera lui Constantin Brâncuș, rămânând încă o dată tu însuți, rămânând Nică Petre și rămânând coerent și consecvent înăuntru propriei opere. Da, aici la etaj putem să-l descoperim pe Nică Petre și ca desenator. Altă zisă de-a lui, foarte altă vorbă preferată a lui, a fost nulla die sine linea, nici o zi fără o linie trasată, desenată. E un dicton antic pe care el și l-a însușit. Îi plăcea foarte mult să deseneze. Era foarte preocupat de desen și a făcut studii după corpul uman
până foarte târziu. Ba, practic, toată viața. El și la... Deși era un artist consacrat, deși ajunsese la anumite rezultate, da, el și la 50 de ani și la 60 de ani continua să studieze, să observe, să deseneze după model. Desenator pasionat, cum vă spuneam, ne-a lăsat aproape 1500 de desene, se află numai în patrimoniul nostru, cu toatele, probabil că ele sunt mult mai multe, între care foarte interesante și care fac o anumită impresie sunt aceste desene pe cearșaf, desene pe pânză de cearșaf. Toate aparțin seriei numite Artistul și Muza și au fost realizate în decurs de câțiva ani, între cu aproximație 1987-1993. Tema pe care o vedem este, la prima vedere, cea erotică, cea a unei întâlniri de dragoste între bărbat și femeie. Dar, dacă o să avem răbdare să ne uităm mai îndeaproape și dacă o să ținem în minte ceea ce spuneam despre Nică Petre și despre tendința lui spre automistificare, să-i spun așa, o să observăm că nu e o simplă întâlnire amoroasă. Că mobilul acestei întâlniri, care da, e foarte încărcată de erotism, cu toată această încărcătură, mobilul întâlnirii este altul. O să observăm că bărbatul poartă trăsăturile lui Nică Petre însuși. Și ca atare, el nu este un bărbat pur și simplu, ci însuși artistul. Artistul Nică Petre și artistul în general. El este adesea, nu întotdeauna, dar de foarte multe ori, este însoțit de atributele pictorului. Da. Foaia, pensulele, creta, cărbunele de desenat. Deci ceea ce se întâmplă aici este o întâlnire foarte primejdioasă, foarte tensionată, foarte interesantă, încărcată și de fascinație și de pericol între artist și destinul lui. Între artist și muza care îl poate salva, îl poate inspira sau îl poate condamna. Această muză, dacă vă uitați, palmează mărul cu care îl ispitește pe artist, asemenea Evei din vechime. Deci este, sunt imagini cu foarte mult subtext și pe care, pentru a le putea decoda într-un fel corect și care să treacă peste suprafața asta care se livrează foarte ușor, da, vedem o femeie foarte frumoasă, un bărbat și o femeie înlănțuiți, ei, ca să-și livreze dincolo de suprafața asta mesajul, cere un pic de cunoștințe anterioare și despre felul lui Nică Petre de a aborda, cum spuneam, destinul artistic și momentul inspirației și tot ce însemna întâlnirea cu arta, dar și un pic de mitologie și un pic de iconografie, pentru că el era, trebuie să știți, un om foarte cult, un om foarte, foarte bine echipat cu ce înseamnă mitologie, istoria artei și chiar dacă nu lăsa să se vadă lucrul ăsta întotdeauna, ele erau acolo și lucrau, au lucrat întotdeauna pentru a ajunge la suprafața expresiilor lui. Aici suntem în camera preferată a lui Nică Petre, în verile pe care le petrecea la Brăila. Aici îi plăcea să
se odihnească aici, îi plăcea cel mai mult să stea. Ce vedeți pe pereți sunt fotografii făcute de doamna Angelica Iordan în anul 2006, cu 2 ani înainte ca Nică Petre să treacă la cele veșnice. Nică Petre n-a apucat să vadă casa aceasta și expoziția permanentă definitiv stabilit, casa aceasta restaurată și expoziția permanentă la locul ei. Asta s-a întâmplat, casa a fost restaurată în 2000, în perioada 2008-2010. Puteți vedea în fotografii, acolo unde sunt vizibile detalii cu zidurile, că e vorba de aspectul casei înainte de restaurare. Așa că ce vedem noi acum, ce putem vedea noi acum, el n-a mai apucat, din păcate, să vadă. Dar, conform dorinței exprimate înainte de a muri și care a fost respectată întocmai, o parte din cenușa lui se află aici, în această urnă, sculptată de colegul lui de studenție, sculptorul Ioan de Arc Bistrița. Și cealaltă parte este la familie? Nu, cealaltă parte a dorit să-i fie aruncată în Dunăre, aici la Brăila. La Brăila. Da, da. Aceasta a fost dorința lui, i-a fost respectată și chiar dacă nu e, cu siguranță nu este o modalitate ortodoxă de a proceda, a fost important pentru el ca măcar o parte din rămășițele lui pământești să rămână alături de opera lui de o viață. Și chiar așa s-a întâmplat. Chiar așa s-a întâmplat. Tot din seria Artistul și Muza. Recunoașteți ceea ce vă spuneam în legătură cu primejdiile, pericolele care însoțesc această întâlnire. Doar că de data aceasta n-a apucat să muște din mult. Da. Așa pare. Da, e un lucru interesant care se vede mai ales în desene și mai ales în desenele mari, unde a avut posibilitatea să se desfășoare. Admirația lui pentru vechii maestri ai picturii și în special pentru maestrii din perioada barocului. Îl iubea foarte mult pe Rubens, pe Tiepolo și ceva din retorica, din energia, din desfășurarea impresionantă de forțe care caracterizează arta barocă răzbate și din aceste imagini. Ultima piesă de sculptură despre care vreau să vă vorbesc și care încheie expoziția permanentă de aici, se numește Priveghi. Și reprezintă, reprezintă o variație la tema rugăciunii pentru fiul pierdut, pe care a abordat-o prima oară la scurt timp, în 1982, la scurt timp după ce a ajuns, da, după ce a ajuns în Canada. Într-o perioadă în care, sigur, se simțea complet desprins de contextul lui românesc, de familie, de prieteni, de scena pe care a activat, de tot, ca un mort. El era fiul pierdut. Toate au o încărcătură autobiografică.
și un aspect de automistificare, cum v-am spus. Aceasta este tripticul acesta, piesa aceasta este o dezvoltare a temei rugăciunii pentru fiul pierdut, dar este și o rafinare a ei. Recunoaștem în formele lui Nică Petre două siluete, una feminină, cealaltă masculină, pe care le vedem și în seriile Regele și Regina sau Adam și Eva. Cum sunt cele două? Care e feminină? Stânga sau dreapta? Aceasta este cea feminină. Da, da, da. Vedeți, formele feminine au acest pântec. Da. Înțelegeți? Este, deși, cum spuneam, nu sunt lucrări figurative, ele au în retorica lor, în expresivitatea lor, destule indicii încât să poți recunoaște un aspect sau altul, aspectul feminin în contradistinție cu cel masculin, aspectul unei siluete întregi în contradistinție cu o siluetă căzută și cumva rănită, eviscerată. Această variantă, vă spuneam, mai solemnă, mai purificată a rugăciunii pentru fiul pierdut, devine un soi de variantă modernistă a temei Pieta, a temei plângerii, coborârii lui Iisus de pe cruce și a plângerii lui Iisus. Putem să ne gândim la Nică Petre și la tribulațiile prin care el a trecut și de pe urma cărora se resimțea, mai ales către sfârșitul vieții, de când datează și această operă de maturitate, de senectute aproape. Putem să ne gândim și la Fecioara Maria și Apostolul Ioan plângându-l pe Iisus coborât de pe cruce. Fără ca, eu știu, zona de referință religioasă să fie foarte marcată sau foarte literală, ea este acolo. Și dacă meditezi, dacă ai răbdare să privești și să înțelegi, ea își va dezvălui sensul și nu te va lăsa nelămurit. Cele două siluete care fac referire la părinții lui, înțeleg. Posibil, 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 posibil. Asta este frumusețea, dacă vreți, nu numai a sculpturii lui Nică Petre, frumusețea modernismului. Modernismul, în general, opera de artă modernistă, nu-și livrează subiectul, nu-și livrează mesajul într-un fel foarte literal. Ea lasă loc, arta modernistă, unei negocieri a sensului între creator și privitor. Între intenția celui care face forma, că forma aceea este o pictură, că este o sculptură, că este o altă formă de artă, și percepția, da, celui care privește și interioritatea celui care privește, se găsește un interval. Și intervalul acesta este o zonă de circulație și de negociere. Nu este ceva predefinit. Nu există în sensul... Sigur că nu putem să mergem în orice sens cu interpretarea, dar interpretarea corectă, unică, nu există neapărat. Ea are o anumită mobilitate. De aceea, dacă vrei să vezi un aspect autobiografic aici, nu e greșit. La fel, dacă vrei să vezi, dincolo de autobiografie și de incidentele și accidentele biografice, dacă vrei să vezi dincolo de biografie către un sens mai înalt, către o durere a tuturor părinților din lumea asta pentru un copil pierdut, dacă vrei să vezi către creștinism, către durerea Maicii Domnului și a Apostolului Ioan, la vederea lui Iisus mort, coborât de pe cruce, nu este greșit. Asta e frumusețea
frumusețea acestei labilități a interpretării pe care o face posibilă arta modernistă. Mulțumim tare mult pentru turul de astăzi și pentru informațiile pe care mi le-ați dat. Un centru cultural cu adevărat impresionant și vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc foarte mult.